Bună seara, sunt Angela Gunța și vă invit la știri. Iată care sunt cele mai importante evenimente ale zilei. Democrația anticipează o criză politică de durată și cer curții constituționale să explice dacă guvernul actual poate adopta și legi asemenea Parlamentului. Cel de-al doilea dosar intentat lui Vlad Filat a fost suspendat, cauza penală a fost trimisă curții constituționale. Procurorii cer 4 ani de închisoare pentru Gheorghe Petic pentru viol, în timp ce avocata inculpatului cere achitarea acestuia. Primăvara vine la pachet cu mizeria, oamenii se plâng că parcurile sunt invadate de deșeuri anterior ascunse de stratul de zăpadă. Democrația anticipează o criză politică ce ar putea să dureze în jur de 1 an și jumătate. Asta sugerează o sesizare pe care au depus-o astăzi la Curtea Constituțională, prin care cer să afle dacă guvernul în exercițiu poate prelua împuternicirile Parlamentului. Mai exact, vor să afle dacă legea supremă permite Cabinetului de Ministri să adopte acte normative importante în sectoarele vitale, precum cel economic sau financiar, în cazul în care criza va continua chiar și după eventualele alegeri anticipate. Experții în drept constituțional susțin că sesizarea democraților este un nonsens și spun că nu poate un guvern votat de fostul parlament să activeze și în actuala legislatură. Democrații au cerut examinarea sesizării în regim de urgență. Nu am putut afla însă când Curtea Constituțională urmează să se pronunțe și care este termenul legal. Purtătorul de cuvânt al instituției ne-a sugerat să urmărim site-ul. Sesizarea a fost depusă de către deputatul PD Sergiu Sârbu. Conform documentului, acesta solicită judecătorilor constituționali să explice câteva articole din legea supremă ce țin de activitatea guvernului, în mod special al celui aflat în exercițiu. Printre altele, deputatul vrea să afle dacă în lipsa unui parlament funcțional va putea guvernul interimar să emită legi pentru a asigura continuitatea puterii. Sergiu Sârbu a oferit și un exemplu de criză constituțională. Acesta admite că dacă Parlamentul nu va putea forma un nou guvern timp de 3 luni, în mod normal sunt anunțate alegeri anticipate. Potrivit legii, Parlamentul poate fi dizolvat însă doar o singură dată în an. Dar dacă nici după aceste alegeri blocajul nu va dispărea, atunci reiese că guvernul va activa în regim limitat, iar criza ar putea dura chiar și 18 luni. Sergiu Sârbu a cerut ca judecătorii constituționali să se expună asupra câtorva articole din Constituție în regim de urgență. Deși l-am sunat pe deputatul PDD mai multe ori pe parcursul zilei, acesta nu ne-a răspuns la telefon. De partea cealaltă, reprezentanții blocului acum susțin că prin această decizie PD vrea să pună presiune pe partidele care au acces în noul Parlament. Cel mai probabil este presiunea din partea partidului lui Plahotniuc asupra celorlalți. Cel mai probabil pentru socialiști să fie mai docil pentru negocierile ce țin de viitoare coaliție. Socialiștii au declarat pentru TV8 că sesizarea democraților reprezintă din punct de vedere legal un nonsens pentru că guvernul nu poate să-și atribuie împuternicirile Parlamentului. Partidul Șor, prin intermediul purtătoarei de cuvânt Alina Șargu, a declarat că nu comentează această sesizare. De partea cealaltă, experții în dreptul constituțional consideră că este aberantă solicitarea democraților. Aceștia susțin că nu poate un guvern numit de un parlament care nu mai există să activeze în continuare cu mandat de plin. Nu este nici o normă care ar poate fi interpretată ca posibilitatea de a acorda acestui guvern atribuții suplimentare, în special atribuții cu caracter normativ, legislativ. Ferească Dumnezeu! Această sesizare care este făcută la Curtea Constituțională mai mult poartă un caracter politic și nici de cum un caracter constituțional. Fiindcă scrie negru pe alb care sunt atribuțiile guvernului demisionar sau atribuțiile guvernului care nu are mandatul din partea Parlamentului. În prezent, cabinetul de miniștri condus de Pavel Filip, care de ieri a revenit la muncă, are puteri depline și este funcțional până la validarea mandatelor noilor deputați. Ulterior, după validare, până la formarea noului executiv, guvernul devine în exercițiu și are puteri limitate. Despre aceasta, premierul Filip, tot el deputat ales, și-a anunțat colegii în cadrul ședinței de guvern ce a avut loc ieri. De asta, stimați colegi, muncim în continuare,
avem încă multe lucruri de făcut, nu este cea mai ușoară perioadă, așa că nu avem timp de odihnă. Recent, Curtea Constituțională s-a îmbogățit cu 3 judecători noi, dintre care 2 au fost deputați din partea PD în legislativul care își încheie mandatul, iar celălalt este fostul procuror general Corneliu Gurin. Președintele Igor Dodon are tocmai 5 scenarii post-alegeri. Dintre acestea, doar unul este nelegitim și presupune o alianță între democrați și Partidul Șor, care urma să cumpere și deputați din alte partide. Declarațiile au fost făcute la un post privat de televiziune afiliat socialiștilor. Șeful statului a mai menționat că blocul acum ar purta deja discuții cu PD, informații respinse de reprezentanții acestuia. Se считаю, что всего 5 сценариев. Есть и шестой, но мы его пока выставляем в сторону. Есть 5 основных сценариев. Ну, давайте возьмем первый сценарий. Демократы делают коалицию с АКУМ, с правыми. Я понял, что у них там какие-то переговоры живы. Пытаются. Второй вариант. АКУМ или социалисты делают коалицию с АКУМ. Я говорю о теоретических, чтобы опять не интерпретировали, что ведутся какие-то переговоры. Третий вариант. ПСРМ-ДП теоретический, чтобы кто-то не говорил, что мы идем на какие-то коалиции. Мы говорим о теоретических вариантах. Четвертый – это досрочный парламентский выбор. Вот это 4 легитимных сценария, при которой не идет подкуп депутатов, переход депутата с одной фракции в другой. И что очень важно, ни в одном из этом сценарии мне кажется, что партии Шора не должно быть. Cât privește al cincilea scenariu pe care Igor Dodon îl numește nelegitim, este o alianță dintre PDM și Partidul Șor, care ar urma să convingă deputați din alte partide. Ulterior vor încerca să propună președintelui candidatura pentru funcție de premier. И в этом случае, конечно, у президента есть достаточно аргументов не принимать предложение вот от этого непонятного большинства, которое не соответствует выбору народа 24 февраля. И не подписывать никакие документы. А если они попытаются через разные схемы снять президента с должности, попытаются обязательно. Тогда президент призовет народ, чтобы выйти на площадь. Dodon nu crede că partidele care au trecut pragul electoral vor ajunge la un numitor comun după ce Curtea Constituțională va valida rezultatele scrutinului. În aceste condiții admite că vor fi declanșate alegeri repetate. Если эти партии между собой найдут общий язык, то что я сомневаюсь. Если вас интересует мое мнение, но если они все-таки найдут какой-то общий язык, то это легитимно, потому что это результат выбора народа. Я не думаю, что они найдут, я честно скажу. Я не думаю, что найдут. Я считаю, что будут либо досрочные, либо они попытаются идти через нелегитимный вариант, который приведет к дестабилизации ситуации. Tot astăzi, într-o intervenție live, cofondatorul blocului Acum, Andrei Năstase, a reiterat faptul că nu va face o alianță cu partidele care au acces în noul Parlament. Noi nu negociem principii, nu negociem destinele țării. De aceea nu vom face nicio alianță cu politicienii corupți, cu hoții și complicii lor la crimele împotriva oamenilor și a țării noastre. Unica noastră alianță rămâne cea cu poporul deșteptat. Potrivit datelor CEC, după procesarea 100% din procesele verbale, Partidul Socialiștilor ar fi obținut 35 de mandate de deputat. Partidul Democrat 30, blocul electoral acum 26 de mandate, iar Partidul Șor 7. În Parlament a acces și 3 candidați independenți. A doua zi după alegeri, democrații au lansat negocieri, însă deocamdată oficial nu a urmat vreun răspuns. Detalii noi despre procesul în care figurează fiul fostului premier Vlad Filat, lăsat de autoritățile britanice, fără jumătate de milion de lire sterline. Avocatul Victor Munteanu susține că banii depistați pe conturile tânărului nu au fost oferiți de tatăl său. Aceștia ar proveni de la companii din Turcia sau aflate în zone offshore. Avocatul mai susține că a mers la Londra, acolo unde se examinează procesul, dar a evitat să spună dacă s-a întâlnit personal cu fiul fostului premier. Deci domnul Vlad Filat, Vladimir Filat, nu a fost parte la acele proceduri, deci dumnealui nu a avut cum să prezinte niciun argument în susținerea poziției sale și cel mai important să-și demonstreze faptul că toate speculațiile referitor la fondurile lui Luca
nu au absolut nicio legătură cu careva companii ale domnului Filatso. Avocatul spune că banii ar fi provenit din Turcia și insulele Caiman. Întrebat însă dacă a discutat sau dacă s-a întâlnit cu Luca Filat atunci când s-a deplasat la Londra, acesta a refuzat să răspundă. De unde fiul său are așa sume de bani? Atâta timp cât nu provin din sursele domnului Filat, aici chiar nu putem să vorbim deloc. Procedura este pendentă, urmează să fie clarificată. Dar dumneavoastră ați vorbit cu Luca? La acest subiect prefer să nu mai expun. Dar ați vorbit cu el, v-ați întâlnit. La începutul lunii februarie, Agenția Națională pentru Criminalitate a anunțat că Luca Filat, în vârstă de 22 de ani, a fost obligat să predea în jur de jumătate de milion de lire sterline autorităților britanice. Fiind student la Londra, acesta a ajuns în vizorul anchetatorilor financiari după ce în luna mai 2018 ar fi intenționat să plătească bani grei pentru chiria unui apartament de lux. Organul de investigație a decis să înghețe conturile bancare ale acestuia pentru că tânărul nu ar fi putut demonstra proveniența banilor. Judecătorii au spus confiscarea banilor. În comunicatul emis de agenție se menționează că Luca Filat ar deține 3 conturi bancare, în care banii erau virați de companii din alte țări, cu sediul în principal în Turcia și insulele Caiman. Întrucât studentul nu are afaceri în Marea Britanie, acesta nu a putut demonstra proveniența veniturilor, iar un tribunal din Londra a decis să confiște banii identificați pe conturile bancare în jur de 500 de mii de lire sterline. Până acum, nici Luca Filat și nici apărătorii săi nu au venit cu o reacție publică în privința cazului dat. După aproape o lună de la dispariție, informațiile despre dosarul lui Ilan Șor au devenit din nou accesibile pe portalul instanțelor de judecată. Din luna ianuarie, instituțiile implicate au pasat responsabilitatea de la una la alta. Abia după ce reporterul TV8 a solicitat reacția șefului inspecției judiciare, așa zisa problemă tehnică a fost soluționată. Ședințele de judecată programate în dosarul lui Ilan Șor au dispărut din agenda online a Curții de Apel Chișinău acum aproximativ o lună. Atunci, instanții de judecată ne-au spus că informațiile au fost scoase intenționat la solicitarea Agenției de Administrare a Instanțelor, pentru că ședințele în acest dosar sunt închise. Șeful Inspecției Judiciare, Nicolae Clima, a declarat recent pentru TV8 că nepublicarea informațiilor este o încălcare, însă mai apoi a menționat că în acest caz, de fapt, s-a produs o eroare tehnică ce urma să fie înlăturată. Prin urmare, astăzi dimineață, datele privind dosarul lui Ilan Șor au redevenit accesibile. Următoarea ședință va avea loc abia pe 3 aprilie. Ilan Șor a fost condamnat la 7 ani și 6 luni de închisoare în legătură cu frauda bancară. Dosarul se va afla acum pe rol la Curtea de Apel Cahul. Acesta se află în libertate până la pronunțarea unei sentințe definitive. De fiecare dată, Șor se declara nevinovat. Vyacheslav Platon, avocații lui Vyacheslav Platon au încercat și astăzi să intre la clientul lor, la care nu au acces de 3 săptămâni. A fost cea de-a 24-a tentativă timp de aproape o lună, care la fel nu s-a soldat cu succes. Apărătorii omului de afaceri, condamnat la ani grei de închisoare, nu au fost lăsați să intre în penitenciar. Aceștia au vrut să discute cu Platon după ce săptămâna trecută rudele lui ar fi fost anunțate că omul de afaceri ar fi fost înjunghiat. Atunci Administrația Națională a Penitenciarilor a dezmințit informația, precizând că inculpatul se află în stare satisfăcătoare, dar nu a explicat de ce avocații nu sunt lăsați să-l vadă. Nu doar la cum am mai spus mai înainte, îi răspund. După fiecare apel, când persoana telefonează, deci îi răspund, sunt obligați să răspundă. Azi este a 24-a încercare de a intra în penitenciar numărul 13. Putem să dăm în speculație ce se întâmplă cu Vyacheslav Platon. Deci noi nu cunoaștem deja de la 4 februarie în ce stare se află el, este viu, nu este viu, sănătos, nu e sănătos, ce se întâmplă cu dumnealui în această instituție care s-a închis în sine. Avocații consideră că nu sunt lăsați să comunice cu Platon din cauza dosarului penal recent pornit în Federația Rusă pe numele clientului său și a liderului PD Vladimir Plahotniuc. Alo, bună ziua. Alo. Înțeles că asta noi sunăm și opus receptorul. Din cauza prezenței avocaților lui Vyacheslav Platon în fața penitenciarului, nici ceilalți vizitatori nu au fost lăsați să intre. А иногда только мы подошли, они нас видят и говорят, что надо, что вы здесь стоите. Конечно, ненормально. Конечно, ненормально. Нам еще до Европы очень далеко. Totuși, apărătorii lui Platon au reușit să intre în instituție după ce un angajat a ieșit din penitenciar. La întrevedere cu Platon Vyacheslav, putem intra?
Țin ferestruica asta și au pus o foaie, ca să mă vadă. Domnul, înțeles că încălcați legea, nu? A cui indicația dumneavoastră acum o executați? Domnișoara, au ieșit și au luat cerere pentru a înregistra în cancelare. Adică noi nu putem nici avea acces în cancelare, colaboratorii vin la noi aici, ca să nu intrăm în incintă. Alți apărători însă au intrat fără probleme. Domn, da, vă rog. Dumneavoastră auziți sau nu? Domnul, de cum vă numiți? Dacă acum o colegă care a ieșit din plinticiar, mi-a declarat că clientul pe care el reprezintă, i-a comunicat, s-a audit prin plinticiar, prin deținuți, prin colaboratorii acestei instituții, că Vicislav Paton totuși a fost tăiat, a fost înjunghiat. Potrivit avocaților, clientul lor ar fi fost împiedicat să voteze la alegerile parlamentare. Am primit doar un singur răspuns, că Vicislav Paton a solicitat ca să aibă drept la vot, duminică 24. Prin urmare, nici nu a votat. L-am sunat pe directorul penitenciarului numărul 13, însă acesta avea telefonul deconectat. Nici reprezentantul Administrației Naționale Penitenciarilor nu ne-a răspuns la apel. Anterior, instituția a dezmințit informațiile că Vecea Platon ar fi fost înjunghiat, precizând că inculpatul se află într-o stare satisfăcătoare, iar incidente de acest fel nu au avut loc în celula sa. Vecea Platon a fost condamnat definitiv la 18 ani de închisoare în dosarul privind fraudele de la BEM. Ceva mai târziu a fost condamnat la încă 25 de ani de pușcărie în dosarul companiilor de asigurări și coruperea mascaților de la Pantera. Omul de afaceri s-a declarat de fiecare dată nevinovat. Deznodământul în dosarul în care Gheorghe Petic este acuzat de viol este tot mai aproape. Procurorii au anunțat că au cerut 4 ani de închisoare pentru inculpat. De asemenea, au mai solicitat ca acesta să achite o amendă de peste 32.000 de lei pentru că a intrat în casă fără voie. De cealaltă parte, avocații au cerut ca Petic să fie achitat. Sentința va fi pronunțată peste 5 zile. Ședința de astăzi a avut loc cu ușile închise, iar Gheorghe Petic a fost adus în cătușe. Conform avocatelui Gheorghe Petic, procurorii au cerut ca acesta să fie condamnat la 4 ani de detenție pentru viol și să plătească o amendă în valoare de 32.500 de lei pentru violarea domiciliului. Adițional, a mai solicitat să achite alte 65.000 de lei pentru cheltuieli de judecată. Avocata inculpatului a cerut ca acesta să fie achitat. Judecătorii se vor pronunța peste 5 zile, pe 5 martie, când a fost fixată ultima ședință de judecată. Între timp, Gheorghe Petic, care este și președintele organizației teritoriale din Ungheni platformei DA, rămâne în arest după ce ieri Curtea de Apel Chișinău a respins recursul avocatei de a-i schimba măsura preventivă. Fostul polițist de frontieră a fost reținut la jumătatea lunii octombrie a anului trecut, fiind acuzat că a violat o femeie. Acesta a respins acuzațiile și a declarat că dosarul său este unul politic. El a candidat și la alegerile parlamentare pe lista blocului acum, fiind pe poziția 33. După rezultatul obținut de bloc, Petic nu a acces în Parlament. Anterior, instanța nu i-a permis să facă agitație electorală din penitenciar. Numărul bolnavilor cu insuficiență renală crește de la an la an, conform Agenției de Transplant. În prezent, aproape 700 de moldoveni fac hemodializă pentru a duce o viață cât de cât normală. Însă, pentru a scăpa definitiv de acest chin, transplantul de rinichi este cea mai indicată procedură. Așa că pacienții trăiesc în așteptarea unui donator. Un tânăr din satul Molești a avut mai mult noroc și după un an de hemodializă a beneficiat de un rinichi, iar acum viața lui a revenit la cea de până la boală. S-a început în luna octombrie 2017. Brusc. Brusc, total. Mi-a dispărut bidierea. Mergeam la volan și s-a pus să nu văd nimic în față, înainte. Drama lui Andrei Țeruș, un tânăr de 28 de ani, a început cu un an în urmă, atunci când a aflat că are insuficiență renală. De atunci, viața lui a luat cu totul altă întorsătură. Și s-a început prima dializă. La început nu știam ce dializă. În primele zile erau pentru el un șoc. Adică prima dializă, în general, a scăzut tensiunea la zero. Veronica, soția lui Andrei, a fost alături pe tot parcursul acestei perioade dificile și l-a încurajat pentru a-i mai reduce din suferință. Adică a fost o perioadă grea
psihologic, grea fizic și pentru el ca bolnav. Singura soluție pentru a reveni la o viață normală era transplantul de rinichi. După jumătate de an de așteptare, cei doi au primit vestea incredibilă de la medicul lui Andrei. Uite, s-a găsit rinichi pentru tine. Eu nu am înțeles. Deodată a fost un... Nici eu deodată am luat o glumă. Emoții cei mai mari de bucurie, pentru că... Îți dai seama că deja gata, nu o să mai mergi la dializă, nu o să mai fii ținut de dializă. Operația a fost gratuită și a durat câteva ore, iar recuperarea lui Andrei câteva luni. Mergi mai departe, îți dau o altă șansă la viață. Pentru noi este un lucru foarte măreț. Este... Chiar și... A oferit rinichiul lui Andrei, cuplul obișnuiește să viziteze des monumentul dedicat tuturor donatorilor din Moldova, în semn de recunoștință pentru viețile salvate. Da, dacă eu nu mai avea nicio șansă mai departe la viață, numai decât își face pasul. În ultima perioadă, zeci de pacienți au beneficiat de un transplant cu rinichi. Cum câțiva ani la noi s-a deschis un nou bloc chirurgical care este înzestrat cu cele mai performante aparate. Supraviețuirea pacienților este de circa, în această perioadă, este de circa 86-87%. În afară de donatorul în viață, există donatorul decedat în moarte cerebrală. Deci, iată, aici, donatorul decedat în moarte cerebrală, conform legislației, hotărârea pentru a preleva este luată de familia decedatului. Prin donare, de fapt, s-ar continua și viața acelei rude apropiate care a decedat. Medicii spun că numărul celor care suferă de insuficiență renală crește de la an la an. La 31 decembrie anul 2018, la evidență au fost 688 de pacienți cu insuficiență renală cronică care erau încadrați în tratament cu dializă. Primul transplant renal la Chișinău a fost efectuat în 1982. Conform datelor statistice, din 2012, de când a fost creată Agenția de Transplant la Chișinău, au fost efectuate 87 de operații, inclusiv operații de la donatori în viață. În prezent, în Republica Moldova, sunt efectuate două tipuri de operații de transplant de organe, renal și ficat. Totodată sunt efectuate transplanturile de țesuturi. După topirea ultimilor fulgi în capitală, încetul cu încetul în parcuri încep să răsară nu ghioceii, dar mormanele de gunoi. Orășenii se plâng că mizeria a pus stăpânire pe spațiile publice. S-a convins de asta și colega mea, Diana Popa, care a vrut să vadă cât de curat este un parc din municipiu. Așa cum a intuit, a umplut imediat toate pungile pe care și le-a luat. A venit primăvara, deci e timpul să facem curățenie. Am ajuns într-un parc de lângă porțile orașului pentru a vedea câte mizerii a rămas după topirea zăpezii. Cu mine am adus o pungă pentru gunoi în care voi strânge toată murdăria pe care o voi găsi astăzi. Să vedem cât de plină va fi spre final. Zona verde a început să se transforme într-o adevărată gunoiște. Deși grămezile sunt prea multe pentru a fi numărate, nu am găsit niciun coș prin apropiere. În funcție de ce gunoi găsim, ne putem da seama cum și-au petrecut oamenii timpul liber. De exemplu, aici clar lucru au stat iubitorii de bere și de cârnăciori. Iar aici s-a odihnit un grup și mai mare de persoane. Aceștia au lăsat sticle, furculițe, pahare și multă altă murdărie. În doar 5 minute am adunat două pungi pline de gunoi care tocmai se rup de câte murdărie am adunat în ele. Însă nici acestea nu sunt de ajuns ca să strângem toată mizeria de pe această poiană. Unicul trecător pe care l-am văzut în parc a venit să strângă măceșe, însă după ce a văzut că trebuie să calce prin gunoaie, a renunțat la această idee. Așa думаю, що правительство вже должно как-то давно взяться за это, и я даже летом разговаривал с полицейскими, говорю: "Сделайте штраф". Și pe străzi situația nu este mai bună. Oamenii se plâng că odată cu încălzirea timpului a reapărut mizeria. Praf, murdărie, hârtie, culioase de este. O grămadă pe tot orașul nu mai este. У нас
нужно как бы на каждом человеке должен быть какой-то полицейский. Нужно строго были какие-то меры, чтобы наказать, чтобы, потому что люди несознательно. Ну и chiar frumos, este mult gunoi, dar se întâmplă să fie și mai curat. Очень грязно между домами. Вот посмотрите, страда Мирон Костин. Это грязь, мусор сплошной годами. Nu toți însă s-au apucat benevol să facă ordine pe lângă blocurile în care locuiesc. Вот моя территория, вот я ее убрала, и смотрите, видите? Тяжело, тяжело, не тяжело, но сделала. Никто не хочет. Никто не хочет помогать. Avem o persoană specială care se ocupă cu curățenia și este curat. Bun, așa e de sus. Comandă și abdama ăștia de jos. Știi că acasă, când este un gospodar, puteți să duc după gospodară să ie. Eu aș fi și, dar nimeni nu mi-a spus nimeni. Potrivit primăriei Chișinău, regia locativ-comunală va acționa cu 19 utilaje de tehnică pentru intervenția pe trotuare și între cartiere. Totodată, 366 de persoane sunt implicate la salubrizarea teritoriilor aflate în gestiunea și evacuarea deșeurilor vegetale. Al doilea dosar în cazul lui Vlad Filat a fost suspendat pentru o perioadă nedeterminată. Se întâmplă după ce judecătorii au admis una din cererile avocaților fostului premier. Cauza penală va fi expediată la Curtea Constituțională. Magistrații constituționali urmează să se expună asupra câtorva articole din Codul de Procedură Penală. Avocații consideră că după hotărârea curții, dosarul ar putea lua o nouă întorsătură. La ședința de astăzi, judecătorii au mai decis că dosarul va fi examinat cu ușile deschise, ceea ce înseamnă că și presa va avea acces la ședințe. Se remite curții constituționale sesizarea apărătorului Tudor Soian prin ridicare excepției de inconstituționalitate în cauza penală numărul 1.209/19 de vinerea cetățeanului Filat Vladimir Vasile se suspendă. Până în prezent, în procesul penal, nu exista o claritate în ceea ce privește când instanța de judecată se poate pronunța pe anumite cereri făcute la urmărire penală. Această etapă preliminară nu este respectată. Cererile sunt expediate judecătorilor care ar trebui să examineze cauza în fond și de cele mai multe ori spun că se vor pronunța odată cu sentința. Avocatul susține că soarta dosarului depinde mult de răspunsul curții și că procesul penal chiar ar putea să fie încetat. Inclusiv, chiar una din soluții ar fi aceasta. De exemplu, toate temeiurile care au stat la baza pornirii și ulterior trimiterea acestui dosar în instanța de judecată vor fi, deci nu vor mai fi valabile. Considerăm că dreptul inculpatului Filat Vladimir a fost respectat și Curtea Constituțională deja se va expune. Tot astăzi, magistrații au decis că Vlad Filat va avea parte de un proces public, în timp ce primul dosar a fost examinat cu ușile închise. La ședință, fostul premier a mai solicitat ca din sală să fie scoși mascații înarmați, însă solicitarea a fost respinsă. De altfel, ofițerii de la Pantera l-au împiedicat pe inculpat să discute cu reporterul de la TV8. Domnule Filat, cum comentați rezultatul alegerilor? Haideți după ședință. Lăsați după ședință, să începi ședința și după asta. Ceva mai târziu, Vlad Filat l-a acuzat pe unul dintre mascați că ascultă discuția sa cu avocatul, care ar trebui să fie confidențială. Nu înregistrați. Nu voi înregistrați. După ședință, ofițerii l-au scos pe Filat din sală fără a-l lăsa să discute cu jurnaliștii. Ați fost la votare. Pentru cine ați votat? Pentru cine ați votat? Pentru ce ați votat? Am votat instanța păstrată. Am votat ca să avem o societate. Întrebat fiind despre ce ar trebui să facă blocul acum în continuare, fostul prim-ministru le-a recomandat să se gândească la oameni. Domnule Filat, cu cine ar trebui să facă alianță blocul acum? Să gândească la oameni.
În al doilea dosar, Vlad Filat este acuzat de procuror de spălare a peste 12 milioane de lei pe care le-ar fi obținut de la BEM. Fostul premier pledează nevinovat. Vlad Filat se află după gratii din 2015, reținut în urma unui autodenunț făcut de Ilan Șor. Ulterior, el a fost condamnat la 9 ani de închisoare pentru trafic de influențe și corupere pasivă, fapte pe care Filat nu le-a recunoscut. Fostul premier s-a plâns la CEDO pentru încălcările care ar fi fost admise în tot procesul de judecată, dar și pe condițiile din penitenciar. Frumusețea nu are limite, mai ales când vine vorba de bani. Femeile au dat buzna la expoziția de frumusețe care s-a deschis astăzi la Moldexpo. Unele dintre ele au recunoscut că pot să cheltuiască în fiecare lună 1000 de lei pentru procedurile de frumusețe. Companiile care își vindeau produsele la standuri spun că prețurile variază de la câteva sute de lei până la câteva mii de lei. Mii de femei au făcut luntre și punte pentru a ajunge la expoziția de frumusețe de la Moldexpo. La unele stânduri s-au format cozi, iar femeile s-au întrecut în cumpărături. Unele dintre ele au cheltuit 1000 de lei în doar câteva minute. Mi-am procurat produse pentru unghii. Cam cât ați cheltuit astăzi? Oi, mult! Aici nu poți obține, aici trebuie să cumperi. Cam 2500. Femeile au recunoscut că în fiecare lună cheltuiesc 1000 de lei pentru a-și întreține frumusețea. Cred că minimum 1000 de lei. Cam așa ceva se primește, în dependență de ce procedură, adică facem. Ну, женщина должна, наверное, процентов 30 своего дохода тратить на себя, на косметику. Это очень относительно, это сколько мужчина дает денег. La expoziție, vizitatorii au avut parte de consultații gratuite ale chirurgului plastician și dermatologului. Cea mai întrebată și cea de top intervenție chirurgicală este rinoplastia, după care augmentarea mamară, implanturi de sân. Unele și-au putut verifica tenul pielii și alunelele cu un aparat de analiză unic în țara noastră. Totodată, unele femei s-au putut relaxa la aparatele de spa. Prețul unor proceduri estetice pot ajunge până la 600 de lei. Aparatul Sculptor, cel mai inovativ și performant aparat în domeniul de slăbire corporală și estetică facială. Unele doamne au și încercat aparatul revoluționar. Da, ne place. Este o procedură rece. Unele companii au adus bijuterii cu pietre prețioase și semiprețioase. Cele mai întrebate bijuterii în rândul moldovencilor sunt mai nou cele din bronz. Bijuteriile din bronz sunt cât se poate de apreciate, în special de persoanele care își doresc o linie modernă, o linie specială, altceva. Expoziția Beauty de la Moldexpo va fi deschisă până pe 3 martie. Iar acum avem știri din sport prezentate de colegul meu, Dumitru Garcaliuc, imediat după generic. Bun găsit! Presa internațională e la picioarele lui Radu Albot. După ce a cucerit primul trofeu ATP din istoria sportului moldovenesc, The New York Times a scris un articol amplu despre compatriotul nostru. A luat cel mai important titlu din carieră în timp ce în țara lui aveau loc alegerile parlamentare, scrie publicația americană. The New York Times scrie că acum 4 ani Radu Albot, aflat la un turneu în Franța, comanda un taxi cu 200 de euro ca să-l ducă la ambasada Republicii Moldova pentru a-și exercita dreptul la vot. Duminică asta însă, cel mai bun tenisman moldovean nu a putut să fie prezent la cabina de votare. A avut altă preocupare, finala turneului ATP Delray Beach. Albot a reușit să se impună la capătul unui joc în care a salvat 3 mingi de meci ale britanicului Daniel Evans. Wins a quite extraordinary match to claim his first ever ATP Tour title. Saves 3 match points and wins a thriller. Abia la 29 de ani, după un deceniu în care a luptat pentru o astfel de performanță, Radu Albot a dat lovitura. Reușita l-a propulsat 30 de poziții în clasamentul mondial, până pe locul 52, aceasta fiind cea mai bună clasare din carieră, dar și din istoria sportului moldovenesc. Niciun tenismen din Moldova până la el nu a intrat în top 100 mondial. Advantage.
Deși trăiește în una din cele mai sărace țări din Europa, Albot vrea să revină în țară pentru a crește viitoarele generații de tenismeni. Nu vreau să-mi închei cariera și să constat că tenisul în țara mea e mort. Vreau să merg la fiecare turneu și să văd arborat drapelul Moldovei, a spus Radu Albot pentru The New York Times. Real Madrid a jucat, Barcelona a ucis. Aceasta a obținut o victorie clară pe Bernabeu și s-a calificat în finala Cupei Regelui pentru a șasea oară consecutiv. Vinicius a fost protagonistul primei reprize în care catalanii n-au avut nicio ocazie. Brazilianul și-a trecut în cont două ratări uriașe de gol. Catalanii au marcat după pauză. Luis Suarez a deschis scorul la primul șut pe poarta al Barcelonei. Uruguaianul a fost implicat și la golul cu numărul 2, trimis în propria poartă de Varane. Suarez a reușit apoi dubla din penalti, printr-o scăriță de efect. Îi va transforma Alopanenca lui Suarez. La finele partidei, fanii catalani au cântat madrilenilor: unde e Cristiano Ronaldo? Săracii de voi! Deși au mari probleme financiare, Zimbru Chișinău va evolua în noul sezon în divizia națională. Despre aceasta a anunțat astăzi președintele clubului, Nicolae Ciornei. Echipa va încerca să se descurce cu un buget foarte modest, asta în condițiile în care cheltuielile clubului se ridică la jumătate de milion de euro pe an. Zimbru жив и будет жить. Мы будем выступать в национальной лиге чемпионата Республики Молдова по футболу. Никто не может приложить руку помощи. Тем не менее, я ниже остановлюсь, и мы обращаемся ко всем любителям футбола, ко всей общественности, оказать нам посильную помощь, кто чем сможет. Deși anterior Ciornei declarase că la cârma echipei va veni un nou antrenor, tot românul Sorin Colceagă a rămas să antreneze. La dispoziția lui vor fi puși în jur de 40 de jucători. Am spus să fac și eu pasul ăsta, să ajut cu tot ceea ce pot. În primul rând pentru oamenii pe care i-am cunoscut, pentru domnul Ciornei, pe toți oamenii care i-am cunoscut în club. Apoi pentru suporteri, am zis că am datoria asta să vin, să fac lucrurile astea. Și mai ales pentru tradiția clubului. Cheltuielile anuale ale clubului de fotbal Zimbru se ridică la jumătate de milion. Clubul are datorii salariale față de unii angajați mai bine de 3 luni. Pentru a face rost de suma necesară, Zimbru a pornit o campanie de promovare. Pe 10 martie, Zimbru va organiza un meci între legendele clubului și legendele echipei naționale a Republicii Moldova. De asemenea, clubul planifică să organizeze un meci amical al echipei principale cu o formație din străinătate. Cu alte știri din sport, vă aștept și mâine seara la aceeași oră. Dumitru, îți mulțumesc, doamnelor și domnilor, atât pentru astăzi la ora 21. Avem știri în limbarul, să vă reamintesc, dacă ați filmat imagini interesante, le puteți trimite pe tv.md, iar noi te vom transforma în știri. Iar dacă vreți să ne spuneți o noutate, puteți suna la numărul de telefon afișat pe ecran. Să aveți o seară frumoasă și vă mulțumesc că ne priviți! Standul amenajat de farmacia Felicia la expoziția Beauty a fost luat cu asalt de vizitatori. Zona a fost intitulată Loc Frumos și a adunat branduri cunoscute din întreaga lume. Vedem toți clienții noștri, toate doamnele, domnișoarele, să vină la standul Felicia, care este cel mai frumos loc de la Expo Beauty 2019. Am pregătit pentru toți clienții noștri o serie de oferte. Avem foarte multe reduceri, avem cadouri garantate la absolut toate produsele care le avem. Aici veți putea procura produse de calitate superioară destinate îngrijirii corpului la prețuri extrem de mici. Totodată, compania Felicia a anunțat că de astăzi în rețeaua de farmacii se vor regăsi o serie de noi branduri spaniole și italiene. Vizitatorii au făcut cozi la standul farmaciei Felicia. Mie îmi place farmacia. Noi cumpărăm și folosim cremuțe pentru dermatită atopică la copii. Și pentru mine mai folosesc
creme hidratante. Produsele pentru păr sunt foarte calitative și eficiente și chiar mă bucur foarte mult că sunt la reducere. Vizitatorii standului au parte și de reduceri impunătoare la ochelari. În cadrul expoziției noi prezentăm mai multe produse care țin de protecția ochilor, ochelarii de soare și ceva din colecție de ochelari de vedere. Dar toată producția care acum este prezentată în stand este cu reducere de până la 70% și sunt brandurile mondiale cunoscute, cum ar fi Dolce Gabbana, Bulgari, Linda Fără, Ray-Ban, și pot fi luate cu reduceri extraordinare. Printre cei care au vizitat zona amenajată de farmacia Felicia era și renumita vloggeriță Valeria Țurcan, care era în căutarea unei perechi de ochelari de calitate. Am venit anume după ochelari de vedere și îmi plac foarte mult prețurile, pentru că am rămas chiar șocată de prețuri, de la 4.000 la 1.000-1.500, asta este un preț foarte bun. Pe lângă reducerile colosale, vizitatorii standului farmaciei Felicia sunt răsfățați și cu un masaj special în zona gâtului. Totodată, aceștia participă și la o tombolă inedită, iar marele premiu este un cărucior pentru copii de la un brand mondial. Expoziția Beauty de la Mold Expo se va desfășura până pe 3 martie.